Ateneul român, construit în inima Bucureștilor în urmă cu 131 de ani, este un edificiu simbol al culturii naționale. Palatul Ateneului Român s-a clădit cu banii dintr-o subscripție publică în urma organizării unei loterii naționale. Atunci, naturalistul Constantin Esarcu, fondatorul societății Ateneul Român, a lansat celebrul slogan „Dați un leu pentru Ateneu”. Bucureștiul a intrat într-o fază odată cu secolul al XIX-lea de profundă transformare și dintr-un oraș cu iz oriental în sensul constantinopolitan al cuvântului, a devenit un oraș care, nu întâmplător, avea să fie denumit cu mai multă sau mai cu puțină justețe Micul Paris. Pentru a fi, să zicem, reprezentativ în această parte a Europei, precum Parisul în cealaltă parte a Europei, bineînțeles că a trebuit să se manifeste prin opere majore de arhitectură. La cerere expresă a regelui, o serie de monumente majore și-au făcut apariția în București. Toate sunt de factură, să zicem, clasicizantă, eclectică. Unele au fost realizate de către arhitecți ce au fost importați, altele au fost realizate de arhitecți care își continuau, își desăvârșau studiile în Occident, în marea majoritate la Paris. Seria de arhitecți care au fost aduși din străinătate pentru a da un chip nou lumii Bucureștiului au fost o serie de arhitecți valoroși. Și această serie a avut însă o calitate, s-a, am putea spune, împământenit în realitatea românească. Și lucrurile pot să fie foarte ușor înțelese atunci când vorbim de poate cea mai emblematică clădire a Bucureștiului, care este Ateneul Român. Ateneul Român își face apariția într-o zonă a Bucureștiului considerată parțial periferică, considerată la marginea orașului, lucru care a fost și specificat și uneori a format un element de critică. De ce să avem un templu în care Atena Partenos să fie slujită cu toate instrumentele posibile la Mahala? O Mahala însă care avea o anumită încărcătură, o grădină a unei familii fundamentale în cultura și civilizația noastră a Văcăreștilor, cultură care se manifestă prin forme categorice și perene, precum bisericile, element atât de important în structurarea vieții urbane. O biserică a fost pe acest loc, biserică ce, până la urmă dispărând, în zona respectivă s-a încercat realizarea unui punct de importanță hipică, un manej. Întâmplarea face ca, la doi pași de această clădire, să se găsească și acum Jockey Clubul Român, care funcționează după aceeași legiuiri de un secol și mai bine. Avem, deci, un prim element, o fundație de formă circulară. A fost solicitat pentru aceasta cel mai răsunător nume al arhitecturii mondiale în acea perioadă, Marele Garnier, cel care la Paris a făcut opera celebră, care astăzi îi poartă numele. Arhitectul francez Charles Garnier l-a recomandat atunci pentru acest proiect pe Albert Gayeron și, împreună cu alți arhitecți români, realizează un proiect special pentru o sală de muzică ce trebuia să rămână cea mai înaltă expresie arhitecturală a culturii naționale. Această construcție monumentală are un element, un portic marcat de 6 coloane care reproduc elementele
similare de la celebrul Erechtheion al Acropolei Atenei, să creează o zonă într-un fel de tranziție între interior și exterior, se pătrunde printre aceste coloane, dintr-o lume într-alta. Discursul monumental al coloanelor de factură ionică, coloane care respectă toate elementele de corecțiune optică de un rafinament extraordinar al marilor arhitecți ai Antichității. Într-un fel inițiatic de pătrundere dintr-o lume într-alta, se face prin trei intrări majore. Se folosea cu relativă subtilitate una dintre formulele aplicabile în lumea armonică a arhitecturii, mai una, melio trei, decât una, mai bine trei. Sigur că din punct de vedere funcțional se folosește doar o intrare, dar problematica ridicată de această cifră e o problematică care este prezentă în marea arhitectură. Și după ce, să spunem, ne îmbătăm cu aceste forme de informație, pătrundem într-un spațiu care poate că are la origine una din majorele clădiri ale Romei, San Stefano Rotondo sau poate mormântul Elenei. În orice caz, imagine de tip central în care un rând de coloane sunt astfel dispuse să ritmeze pe de-o parte spațiu, iar din punct de vedere funcțional să susțină sala de spectacole ce este deasupra. Discursul arhitectural este format din discursul pardoselii, a pereților și a plafonului. Partea subterană a edificiului găzduiește o serie de funcțiuni care au fost de la pinacotecă până la sălile de expoziții, până la sălile de repetiție sau sălile de concerte. Din cauza primitivismului cultural de după 1947, elementele care aveau o legătură cu istoria văzută prin anumită prismă și cu familia regală au fost anulate. În mod fericit, au fost doar ascunse. Și iarăși în mod fericit, deoarece la finele anilor 60 s-a dat în funcțiune sala Palatului, evenimentele, congresele partidului și așa mai departe nu au mai avut loc în Ateneu și oficialitatea nu a mai simțit nevoia să cenzureze ce fresca grandioasă a Ateneului, n-a mai simțit nevoia să cenzureze marile mozaicuri, cele 5 mozaicuri de formă rotundă, în centru aflându-se portretul regelui Carol I, au fost doar acoperite. De-a lungul timpului, la Ateneu au conferențiat personalități de marcă ale României. Aici au concertat mari artiști ai țării, dar și ai lumii. La Ateneul Român s-au petrecut momente de anvergură istorică ce sunt înscrise în Cartea de Aur a poporului român. Conferințele au fost primele activități culturale desfășurate în acest spațiu sacru, Ateneul Român. Debutul lor s-a făcut, așa cum se știe deja, cu conferința lui Alexandru Dobescu, legată de clădirile circulare antice, clădirea fiind în acest format, și debutul s-a făcut în 1888. Instituția aceasta, din câte știu eu, prima instituție muzicală a României. Maestatea sa, regele Mihai, ne-a conferit instituției, ne-a conferit medalia Insulțime de Aur, o mare onoare care mi s-a făcut și o recunoaștere, de fapt, a contribuției instituției a Muncii George Enescu la crearea unei imagini europene de înaltă cultură pentru România.